La sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci s-a organizat pentru a noua oară consecutiv pelerinajul la Crucea Monument de pe Muntele Mic din județul Caraș-Severin. Evenimentul a debutat la oră dimineții cu o procesiune din centrul stațiunii montane spre crucea de mari dimensiuni. A fost săvârșită Sfânta Liturghie într-un foișor amenajat la baza crucii de către ierarhii prezenți, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de către grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului. Cu crucea ta păzește pe poporul. După săvârșirea Sfintei Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire în memoria eroilor bănățeni, după care s-au depus coroane la temelia crucii. În continuare a avut loc defilarea gărzii de onoare a Brigăzii 18 Infanterie Banat din Timișoara. Și în acest an, cu ajutorul lui Dumnezeu, la prasnicul înălțării Sfintei Cruci, am urcat pe muntele mic, pe muntele sacru al Banatului și ne-am rugat la Sfânta Liturghie în fața crucii monument, pomenindu-i pe eroii și martirii bănățeni căzuți pentru unitatea națiunii române, pentru libertatea și demnitatea noastră. Ne-am bucurat de prezența preasfințiților episcopi Nicodim al Severinului și Strehaiei și Macarie al Europei de Nord. Ne-am bucurat de asemenea de prezența autorităților civile și militare, centrale, județene și locale și de prezența multor preoți și credincioși care și-au lăsat parohiile, satele și și-au îndreptat pașii spre Muntele Mic, spre această cruce, simbol al Banatului și al demnității și libertății noastre pe aceste meleaguri. La chemarea preasfințitului părinte, episcop Lucian, am urcat acest munte al Golgotei duhovnicești din Banat, sfințindu-ne împreună și purtând și înălțând crucea lui Hristos, care ne poartă și ne înalță într-un altul împărăției cerurilor. În această zi, când prăznuim înălțarea Sfintei Cruci, în fiecare an, preasfințitul episcop Lucian a organizat și organizează unul dintre cele mai frumoase pelerinaje. Am participat în fiecare an la acest pelerinaj și la Sfânta Liturghie ce s-a săvârșit aici, pe Muntele Mic, unde se află una dintre cele mai mari cruci ridicate în cinstea eroilor de la noi din țară. Este o atmosferă duhovnicească pe care o simțim aici, rugându-ne în acest cogaion, în acest loc înalt, mai aproape de Dumnezeu. Toți preoții și toți credincioșii care au venit aici, unii an de an, alții poate acum pentru prima dată, simt bucuria duhovnicească și toți medităm la Sfânta Cruce, arma cea nebiruită împotriva vrăjmașului nostru diavol. Datorită
puterii Sfintei Cruci, datorită sângelui vărsat de Domnul Iisus Hristos, puterea vrăjmașului a încetat. De aceea spunem, Doamne, arma asupra diavolului, crucea Ta ai dat-o nouă. Au încetat farmecele, descântecele, oracolele, pentru că diavolul, puterea diavolească, a încetat odată cu vărsarea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce. Suntem onorați să participăm pentru al patrulea an consecutiv la manifestările, la sărbătorirea Sfintei Cruci aici pe muntele, pe Muntele Mic, ca o simbioză a armatei împreună cu instituția, cu biserica. Să ne cinstim eroii aici în sanctuarul munților Banatului, Muntele Mic, și în același timp să rememorăm alături de Biserica Ortodoxă Română eroii bănățeni care, știuți sau neștiuți, și-au dat viața de-a lungul timpului în marile conflicte ale neamului nostru pentru păstrarea ființei naționale, pentru continuitatea poporului nostru pe aceste meleaguri. Vom fi mereu prezenți alături de Biserica Ortodoxă, acolo unde spiritul neamului nostru este prezent, și vom cinsti alături de biserică eroi neamului nostru românesc. Obișnuim să venim de mai mulți ani aici împreună cu familia, ne-am rugat și acum, în ciuda ostenelii, ne simțim foarte împliniți sufletește și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Sunt din Lugoj, este prima dată când particip la un asemenea peregrinaj. Sunt fericit că am participat, am aflat că este a noua ediție și se ține în fiecare an, din urmă cu 9 ani, pe data de 14 septembrie, în această zi mare de sărbătoare, sărbătoarea Sfintei Cruci și cinstirea eroilor bănățeni. Am fost foarte impresionat și sper, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, să mai revenim. Mă simt mult mai bine după Sfânta Liturghie, unde au participat în alte feți bisericești, dacă spun așa, și ne simțim altfel, cu trupul încărcat de bunătate și cu har duhovnicesc, zic eu, și m-aș bucura să mai pot participa la așa ceva, a fost foarte plăcut. Sunt în Timișoara și am venit pentru a participa la sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, în procesiunea care se organizează în fiecare an la Muntele Mic, unde m-am înălțat duhovnicește și plec cu inima plină de bucurii și liniște sufletească. Crucea metalică de pe Muntele Mic este una dintre cele mai reprezentative monumente din Banat și a fost ridicată în memoria eroilor bănățeni jertfiți pentru libertatea și demnitatea noastră.